Spălătoria lui Tom. Bună, băieți! Nu e așa că e o seară de Crăciun minunată? E seara perfectă pentru a te bucura de o cană de ciocolată caldă alături de un prieten. Wow! Ce a fost asta? Poftim! Crezi că Moș Crăciun a aterizat pe acoperiș? Dar ce faci, Rocky? Nu încapi în șemineu? Oh, vrei doar să-ți bagi capul ca să vezi dacă îl zărești pe Moș Crăciun? Hector, verifică acoperișul! Of, Doamne, Rocky! E o grămadă de funingine acolo! Oh, niciun Moș Crăciun! Era o cărămidă slăbită care a alunecat pe șemineu și a adus toată cenușa asta. Mai bine te-ai duce la spălătoria lui Tom ca să te speli, Rocky. Bună, Tom! Ghici ce a încercat să facă, Rocky. A intrat în șemineul lui Hector ca să vadă dacă îl zărește pe Moș Crăciun. Crezi că îl poți curăța pentru Crăciun? Minunat! Să intrăm! Care e primul pas, Tom? Bineînțeles. Folosește capul de duș ca să-l stropești pe Rocky cu apă, astfel încât săpunul să-și facă treaba. Bună, micule Tom! Ce pui la cale? Îl ajuți pe tatăl tău? Ești naiv. Ai vrut doar să sufli pe Rocky ca să vezi norii de cenușă, nu-i așa? Mai bine ai fugi, micule Tom, sau vei face și tu un duș. Acum că Rocky e ud, ce urmează, Tom? Săpun ca să scăpăm de stratul de suprafață de cenușă. Păcat că cenușa nu poate fi ștearsă doar, nu-i așa, Rocky? Cum vei scăpa de restul, Tom? Serios? Ce să vezi, Tom? Funcționează! Toată cenușa cade! E timpul pentru o limpezire rapidă. Și acum să te uscăm, Rocky. Asta este, Rocky. Ești gata.
Nu uita să oprești pe la gustărici înainte să pleci. O bucată de gumă. Ha-ha! Aproape că arată ca o radieră. Mulțumim pentru ajutor, Tom. Rocky arată minunat. La revedere tuturor! Ne vedem data viitoare. Crăciun fericit! Spălătoria lui Tom. Hei, Steve! Faci o treabă minunată nivelând toate șoselele din orașul mașinilor. Ce s-a întâmplat? Sunt ceva urme lipicioase pe toată rola ta? Of, Doamne! Mai bine ne-am îndreptat înspre spălătoria lui Tom și te-am curățat. Of, dragul de Steve, uită-te la dezastrul pe care îl faci. În urma ta. Mai bine să-l aducem pe Tom aici, repede. Hei, Tom, Steve e acoperit în smoală neagră lipicioasă. Îl poți ajuta să se curețe? Da? Minunat! Să mergem înăuntru. Cu ce începem, Tom? Jetul de apă? Ok, să-l pornim! Ce s-a întâmplat? Nu crezi că apare ceva curățat toată smoala lipicioasă? Ai vreo altă idee? Apă caldă? Bună idee! Să vedem dacă funcționează. Ar trebui să folosim și săpun? De care? Super puternic? Închide ochii, Steve. Nu vrei să-ți intre săpun în ochi? Îi poți deschide acum? Ești gata pentru restul spălătoriei? Da? Ok, să mergem! Acum periile. Cum ți se pare, Tom? Crezi că ar trebui să mai frecăm încă puțin? Ok, Tom. Haide atunci. Stai liniștit, Steve. Tom se asigură că scăpăm acum de toată smoala aceea lipicioasă. Wow, Steve!
Nu te-am văzut niciodată atât de curat. E timpul să te întorci la muncă? Minunată treabă, Tom! Atenție la smoală! A fost cât pe ce! Ne vedem în curând, Steve! Mulțumim, Tom! Ne vedem data viitoare! Spălătoria lui Tom. Salutare, Rocky! Exersezi câteva lansări? Minunat! Distracție plăcută! Arată bine! Of, Doamne! Ce dezastru! Trebuie să-l duci pe Rocky la spălătoria lui Tom, Charlie! Păi, am ajuns, Rocky. Du-te înainte cu Tom. El te va pregăti. Deci, Tom, care e planul de data asta? Asta este. Deja e mult mai bine. Acum ce urmează? Minunat! Sunt o mulțime de opțiuni de curățare. Ești gata pentru o curățare serioasă, Rocky? Așa. Perfect. O limpezeală bună dă tot săpunul jos. Ești aproape gata, Rocky. Wow, Rocky! Arăți chiar mai bine decât înainte! Nu uita gustărica! Ești gata să te întorci și să te antrenezi pentru lansări? Minunat! La revedere, Tom! Mulțumim pentru ajutor! La revedere, Rocky! Călătorie plăcută! La revedere, prieteni! Ne vedem data viitoare!